Noi restricții vor intra în vigoare pentru 30 de zile după ce propunerile Comitetului Național pentru Situații de Urgență vor fi adoptate de către guvern. Masca va deveni obligatorie atât în aer liber cât și la locul de muncă, nunțile și botezurile vor fi interzise, iar persoanele nevaccinate nu se pot deplasa în afara locuinței în intervalul orar 22-5 dacă nu o fac în interes profesional sau pentru asistență medicală. Se propune interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci și restrângerea până la 50% din spațiu în intervalul 5-21 pentru restaurante și cafenelele din interior. Se propune ca angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, să organizeze programul de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați. De asemenea, se propune ca accesul tuturor persoanelor, cu excepția angajaților în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorilor economici cu capital public să fie permis doar persoanelor care fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării.